Am aici noul iPhone 16 Pro și înainte să-l deschid am zis că ar fi bine să pornesc camera și să facem un clip de unboxing, așa cum se cuvine, să vezi exact ce se află în cutie în acest an, să vedem telefonul pentru prima dată împreună, că nici eu nu l-am mai văzut până acum, și să facem așa un clip cu câteva impresii și poate niște comparații rapide între el și iPhone 15 Pro. Fără alte introduceri, hai să deschidem cutia să vedem ce e în ea, nu? Așa, cutia nu pare diferită față de cea de anul trecut, are în față telefonul, bineînțeles e noua imagine de fundal de la iPhone 16 Pro față de cea de anul trecut și spatele arată fix la fel, nu pare să fie nimic diferit. Așa, din ce am mai citit pe net, am văzut că au scos stickerele anul ăsta, nu mai sunt stickerele Apple în cutie. Eu sincer n-am știut niciodată la ce le pot folosi, așa că pentru mine nu contează neapărat, dar na, nu mai sunt, asta este. Hai să facem și o comparație, așa, să le punem unul lângă altul. La o primă vedere arată fix la fel, pentru că diferența dintre 16 Pro și 15 Pro pe spate cel puțin nu e vizibilă, dar hai să facem și chestia asta. Și fața arată fix la fel, momentan cel puțin. Până se deschide, hai să vedem ce mai avem aici în cutie. Avem cablul de încărcare și cheița pentru SIM card, cheiță care nu se găsește pe modelele de Statele Unite, pentru că ei nu mai au slot de SIM card, noi încă avem. Deci avem cablul de încărcare, cheița și aici ar trebui să fie doar indicații despre cum folosești telefonul. N-ar trebui să mai fie exact. Nu mai sunt deloc stickerele, sunt doar câteva indicații despre telefon. În schimb, am aici și cutia de anul trecut, dacă vrem să o comparăm așa rapid. Și dacă ne uităm pe capacul din față, după cum vezi, nu e mare diferență între ele, în afara faptului că aici e imaginea de fundal de anul trecut și aici e cea de anul ăsta, nu e nicio altă diferență. În schimb, în interior e ușor diferită organizarea. Asta e cea de anul ăsta, cu cablul așa întins în toată cutia și aici a fost cablul de anul trecut mai mic, așa, și aici stickerele și toate cele. Cum ziceam, nu folosesc la nimic stickerele astea, deci rămân aici întotdeauna. Bun, hai să vedem ce zice telefonul. Bun, s-a deschis, marginile sunt mai subțiri, într-adevăr. Dar nu cu mult mai subțiri, nu e un lucru sesizabil din punctul meu de vedere, se vede așa că pare mai mare telefonul, cred că e mai mare și ca dimensiune, dacă ar fi să le comparăm așa unul peste altul. Ah, da, uite. Deci aici în partea de jos sunt la fel, după cum vezi, 16 Pro-ul e mai lung un pic, e mai înalt, așa la lățime cred că sunt fix la fel. Parcă e și un pic mai lat, doar un pic, nu foarte mult, dar hai să-l setez, să-l deschid ca lume și revenim. Ok, s-a configurat și înainte să trecem mai departe, vreau să spun că o să facem zilele următoare și un review la acest iPhone. De fapt, în momentul în care tu vezi acest clip, noi lucrăm deja la review, deci dacă nu te-ai abonat, e un moment bun să o faci. Dar în același timp, dacă ai niște întrebări specifice legate de telefonul ăsta, te rog să-mi spui într-un comentariu și poate includem în review răspunsurile de la întrebări. Dar până atunci, hai să trecem așa un pic la ce știe telefonul ăsta. Noutatea absolută este acest buton care se află aici, în partea dreaptă jos, și este un camera button, un buton cu care deschizi camera și atât, și dacă apeși pe el s-a deschis camera și poți să ții așa un pic apăsat și apar tot felul de opțiuni aici, cum e asta de zoom, spre exemplu. Și după cum vezi, când schimbi zoomul din butonul ăsta, ți-au dispărut toate celelalte butoane de pe ecranul camerei ca să nu fii motivat să apeși pe ele. Să cumva să fii atent doar la ce apare aici în dreapta. Eu cred că e și un mod al celor de la Apple de a face în așa fel încât să nu zici, bă, dar nu e mai ușor să dau pe 2X decât să mă chinui din butonul ăsta să mă duc la 2X și cumva ascund butoanele ca să nu te prinzi, că ar exista și o metodă mai ușoară să faci asta. Zic eu așa, dar oricum butonul este un pic mai sus decât mă așteptam eu să fie, eu credeam că este mai pe aici așa. E foarte comod când ții telefonul așa ca să faci o poză din asta landscape. La portrete, nu știu ce să zic. Nu, parcă nu stai chiar atât de comod cu degetul aici. Într-adevăr, nu e nici foarte incomod, dar mai simplu mi-ar fi să fac fotografii de tip portret așa, în continuare, în loc să mă bazez pe butonul ăsta. De asta este noutatea acestui telefon. Și ce am mai văzut nou în zona asta de camere este iconița asta de aici, din dreapta sus. Și dacă luăm și telefonul ăsta, o să vedem că ea nu se regăsește. Este iconița asta care îți permite să schimbi tonurile fotografiilor. Oricum, și înainte aveai aceste tonuri pe iPhone-urile mai vechi și puteai să schimbi din original în Vivid Warm și așa mai departe, acum e mult mai personalizabil totul, poți să te joci cu punctulețul ăsta și să-ți setezi tonurile, dar o să ne jucăm mai bine cu ele în review și o să-ți arăt exact ce pot face. Dar cam asta este în linii mari prima impresie a noului telefon. Nu arată diferit de cel de anul trecut, exact așa cum ne așteptam. Este un pic mai înalt, într-adevăr, dar foarte puțin insesizabil, adică dacă nu le pui așa unul lipit de
celălalt nu-ți dai seama că este mai înalt. Marginile mai subțiri sunt binevenite, dar din nou nu e ceva sesizabil neapărat. Uite, după cum vezi, trebuie să te uiți foarte atent ca să-ți dai seama că sunt diferite marginile de la un telefon la celălalt. În schimb, mi se pare fain că nu sunt totuși atât de subțiri sau nu sunt curbate ca să mai apeși din greșeală pe ele. În continuare poți ține telefonul liniștit așa și nu apeși pe ecran fără să-ți dai seama. Și hai să facem și câteva poze și să vedem așa rapid cam ce știe să facă. Bun, am făcut și câteva fotografii așa ca o primă impresie în legătură cu butonul ăsta care deschide camera. În continuare, mie mai simplu ca atunci când scot telefonul din buzunar să fac swipe așa ca să deschid camera. Deci la zona asta de deschidere a camerei, parcă cel puțin momentan nu simt că mă ajută în mod real. În schimb, într-adevăr, atunci când faci poze landscape e foarte la îndemână să le faci de aici, de pe buton, și probabil și deschiderea camerei e o chestie de obișnuință și la un moment dat o să mă obișnuiesc și cu asta și o să-mi fie mai simplu să-l scot telefonul din buzunar și să apăs pur și simplu pe buton. Tot așa, ca o primă impresie, mi se pare că se apasă un pic cam greu pe butonașul ăsta. Mi-ar fi plăcut să fie mai sensibil un pic, dar probabil dacă era mai sensibil deschidei camera fără să-ți dai seama și nu era chiar cea mai bună soluție. În schimb, am găsit o chestie foarte interesantă în setările camerei. Dacă mergem aici la cameră, în setări, aici butonul ăsta de comenzi cameră și poți decide să deschizi camera cu un click simplu, așa cum am făcut până acum, sau cu dublu click, să apeși de două ori ca să se deschidă, asta tot ca să nu o deschizi accidental. Dar mai interesant de atât mi se pare opțiunea asta. Poți folosi butonul și ca să deschizi lupa sau scannerul de coduri QR sau poți chiar să dezactivezi de tot butonul. Nu mă așteptam la chestia asta și într-adevăr pentru mulți oameni care, nu știu, lucrează în niște industrii unde un zoom foarte mare e extrem de important ca să citească diverse chestii, e mai simplu să folosească butonul ăsta ca să deschidă lupa. Cum e la noi acum selectat meniul de lupă, dacă apăsăm pe asta, se deschide lupa și uite, putem da un zoom foarte, foarte mare, mult mai ușor. Pentru anumite persoane s-ar putea să fie mai utilă opțiunea asta decât deschiderea obișnuită a camerei, mai ales dacă te-ai obișnuit să deschizi camera așa cum am făcut-o până acum. Altfel, am făcut și câteva fotografii și poți vedea pe ecran o serie de poze făcute cu telefonul ăsta. Sincer, nu e nimic la care să nu ne așteptăm, în sensul că sunt niște poze foarte bune, foarte bine echilibrate, portretele ies bine, fotografiile obișnuite cu camera wide ies foarte bine. Camera ultra-wide se vede că e upgradată, mai ales dacă dai zoom pe pozele făcute cu camera ultra-wide, sunt mai clare un pic pozele față de ce știam de la iPhone 15 Pro și o să facem și un test comparativ între cele două într-un clip următor ca să vedem exact care e diferența, adică cât de mult contează o cameră ultra-wide mai bună pe iPhone 16 Pro versus ce aveai pe 15 Pro și ce mi se mai pare foarte tare la noua configurație de camere de pe 16 Pro este camera cu zoom optic 5X, care anul trecut a fost doar pe modelele Pro Max, acum este și pe modelul Pro simplu, e foarte utilă și poți vedea acum pe ecran o poză făcută din același unghi, întâi cu camera ultra-wide, cam așa arată și acum n-am mutat telefonul, doar am apăsat pe 5X, uite cum arată poza. Mi se pare foarte tare că poți face un zoom atât de rapid și poți ajunge atât de rapid mai aproape de subiect fără să schimbi, să miști telefonul niciun fel. Cam astea ar fi primele impresii. Cum ziceam, aștept întrebări legate de telefonul ăsta ca să facem un review care să cuprindă cât mai multe informații pe care vă doriți să le știți pe tema asta. Altfel, o să încep să-l configurez ca lumea, că momentan nu mi-am mutat datele pe el, dar o să le mut și o să încep să-l folosesc în fiecare zi ca să văd ce poate. Iar până la clipul de review ai putea să vezi clipul cu setări noi în iOS 18 pe care îl găsești aici.